După ce au băut și au mâncat bine, petrecăreții au uitat complet să mai protejeze mediul. Au aruncat pahare, sticle și șervețele absolut la întâmplare, lăsând în urma lor tone de gunoaie. La fel de indisciplinați au fost și comercianții de mici și bere care au aruncat resturile de mâncare pe iarbă. Au lăsat chiar și scaune pe iarbă. Ziua de 1 mai s-a încheiat cu o noapte de muncă la foc automat pentru angajații firmei de salubrizare. S-a aruncat de toate sticle, peturi, birtie, tot ce se vede, uitați, am dus un transport, uitați remorca, o avem acolo plină. E a doua remorcă și cred că mai luăm una până după amiază. În doar câteva ore s-au adunat aproape 5 tone de gunoaie. Am strâns în jur de 4 tone jumătate până în prezent. Campania este în plină desfășurare. Tocmai mâine dimineață vă putem da o cifră exactă a cantităților strânse în această pădure. Ați avut tomberoane totul aici unde se arunce oamenii? Da, au fost foarte multe tomberoane puse la dispoziția dumnealor, dar din păcate dânșii au mai aruncat și pe jos. Asta este, suntem în România. Comercianții au dat vina pe oamenii străzii care ar fi scormonit prin sacii cu resturi menajere. L-am avut în saci acolo tot și au venit azi noapte, au venit pe aceeași toate la rostonat, au căutat bucăți de pâine. Deci aici tot ce vedeți a fost în saci de plastic. Astăzi doar comercianții de haine vechi mai rămăseseră în târg, însă n-au avut parte de niciun client.